Din trei prize în cazul în care calul nu mai merge, este eliminat. Sunteți pregătiți? No, no. Aplauze, vă rugăm! Haideți! Spațiu delimitat, vă rugăm! Deci vă rugăm frumos în acest spațiu de concurs, vă rugăm frumos să-l părăsiți spațiul de desfășurare a concursului persoanele care nu fac parte din organizare. Vă mulțumesc mult! Via! Îți spuneți cum s-o gata? S-a oprit. 3 minute! Am spus la început. De moment ce... Ai văzut că chiar la comandă?
Ia! 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 Pe Butuc! Nu am picia Butucu! Nu bate calul! Spațiu delimitat, vă rugăm. Spațiu delimitat, așa. Thank you.
Nu pune mâna, te rog. Spațiu delimitat, te rog, intră cu el. Aplauze pentru merită, că este o demonstrație fermă ce trebuie încurajată și respectată. Vă mulțumim mult! Deci 139-70. Da. Și acum ce mai mult ar trebui? Ar trebui cu la... Ar trebui cu la... Două de... Da, pe anul 144. Faceți, vă rog. Gata, spuneți. Gata, spuneți. Gata, spuneți. Nu bateți, nu atingeți. Spațiu delimitat. Sebi, mai 2 minute. Salon! Salon!
Nu atinge calul. Continuă. Se ia siderare, distanța parcursă în 3 minute. Aplauze, vă rugăm! În spațiu delimitat. Aplauze, vă rugăm! Sebi! Se pregătește Bucaciuc Ionuț cu calul Cucu din Ipotești. Vă rugăm să se prezinte la linia de start. Nu bate calul. Nu atinge. Nu atinge calul. Spațiu delimitat. Da. Nu atinge calul. Yeah.
Virajul mai larg, virajul mai larg. Virajul mai larg. Nu atinge cale. Spațiu delimitat. Nu atinge calul. Nu atinge, nu atingeți. Nu atinge calul! Nu atinge! Să nu atingi calul! Nu atinge! Intră în spațiu delimitat. Nu atinge calul.
Intră în spațiu. Nu atinge calul. Virajul mai larg, virajul mai larg. Intră în spațiu. Nu atinge calul. Nu atinge calul, dai. Virajul mai larg, intrat în spațiu limitat. Mulțumim frumos, aplauze pentru Georgia Florin cu calul Vifor din Cacica. Pe butuc, nu pune mâna pe cal. Virajul mai larg, virajul mai larg. Atenție la țăruși aici. Multe, multe aplauze, nu se aude nimic? Nimic nu se aude. Invităm așa la scenă, cu fumață. Ține. Leagă înapoi, leagă înapoi. Virajul larg, virajul larg. Virajul larg.
program? Frunze verde de cicoare am venit la satul mare într-o zi de sărbătoare. Astăzi o să vă cântăm, o să vă încântăm, tineri frumoși și talentați, așa cum a spus și doamna prezentatoră Ansamblu Social al orașului Salcea, înființat în 2004 de regretatul Alexandru Dumbrava. Zice că frunze verde asumie, vorba multe sărășie. Dăm drumul la muzică. Aplauze, vă rugăm, pentru acest concurent. Nota în cal. Aplauze, vă rugăm! O evoluție foarte bună! Birojul larg intră în spațiul de concurs. Accidentați!
bun, o evoluție foarte bună, aplauze și felicitări! Foarte frumoase propunere talentate din Ostacea. Se pregătește concurentul cu numărul 12, Nicu. Averea jumătate larg între spațiul de concurs. Pentru concurentul cu numărul 13, haideți să încurajăm. Intră în spațiul de concurs.
Am eliberat spațiu pentru a intra calul la linia de start. Domnul Vedale Costică din marginea. Încep. Tu bate calo. Tu bate calo. Lasă să trag aer. Deci vă rugăm, nu mai bateți calul, da? Ajunar. Mulțumim, se pregătește Bănărescu Gheorghe din Vatra, Moldoviței, cu Carol Tornado, este concurentul cu numărul 15, te rugăm să vină la linia de start. Din generația de aur, la ansamblul profesionist Ciprian Perumbescu, are peste...
Aplauze, vă rugăm, pentru concurentul cu numărul 15, cu Tornado, o prezență foarte bună. Ia mâna de pe butu. Virajul mai larg. Intră în spațiul de concurs. Hai centru. Hai Dia, hai Dia! Fii mai tare, hai! Intră cu virajul mai larg. Virajul mai larg. Hai, dai înainte virajul larg. Virajul larg. Virajul larg, vă rog. Virajul larg. Aplauze, vă rugăm, pentru Tornado, pentru domnul Bonărescu Gheorghe din Vatra Voldăițe. Vă mulțumim frumos! Centru, pe centru. Gabriel Julian. Virajul larg.
intre în spațiu. Haideți să-l încurajăm cu aplauze pe concurentul cu numărul 16, domnul Micuție. Virajular. Să-l încurajăm pe concurentul cu numărul 17, domnul George Poleuca cu calul Cucu. Virajul ar, vă rog. Let's learn to love. Virajular, clar intră în spațiul de concurs. Să-l
încercat să încurajăm cu aplauze pe concurentul cu numărul 18, cu care ne plâng. Încurajăm pe domnul Bergheva cu calul Tornado. Yeah.
Uite, te rog, mai pe mijloc. Foarte bine, ne bucurăm. Servim și la dumneavoastră zamă. Servim și la dumneavoastră zamă. Sigur că ați luat locul 3. Și la Sebi că au luat locul 3. Așa? Bravo. Domnul Cristi, ați făcut un concurs foarte frumos. Chiar adevărat, prima ediție a făcut un concurs foarte frumos. Vă felicit, sunteți foarte tari. Organizații bune, animarea foarte frumos. Bravo, bravo. Oameni frumoși, primitori. Așa, și sunteți foarte uniți aici și puteți face treburi foarte bune. Chiar să uite acum să pornim și căluțul.
ultimul căluț. Bună treabă, frumos căluț aveți, bravo! De când nu am făcut rușine astăzi, nu? Niciodată, cum? Avem un spectacol extraordinar, o probă de tracțiune, inteligență și multă bunăvoință până la urmă de a fi prezenți la prima ediție a acestei expoziții și sper că v-ați simțit minunat alături de noi și cu siguranță vor mai fi ediții în care dumneavoastră veți fi prezenți aici alături de noi să facem o zi minunată ca și Satul Mare să fie trecut pe harta localităților în care sunt expoziții de cai și nu numai de cai. Aș vrea să mai menționez și crescătorii de ovine pe care i-ați putut admira în partea stângă a dumneavoastră. Vor fi și ei premiați să vină să primească diplome de participare. A fost o prezență frumoasă pentru că comuna Satul Mare este vestită pentru crescătorii de ovine și trebuie să-i menționăm aici. Și de asemenea ați văzut și premierea participanților care au venit cu ciobăniștii de Bucovina, pe care ați văzut-o la începutul acestei expoziții. Și acum, ca să nu mai lungim vorba, să nu mai lungim suspansul, haideți să începem festivitatea de premiere. Deci vă rog frumos să fiți prezenți alături de noi. Cum este și firesc, vom începe cu locul 3. Locul 3. Cu felicitările noastre și ale organizatorilor pentru efortul depus și pentru rezultatul extraordinar obținut, este chemat pe scenă în aplauzele dumneavoastră domnul Vereș Sebi cu carul Doru, care a obținut un rezultat extraordinar. Domnul este din Baia Mare, a obținut o distanță de 252,47 metri. În aplauzele dumneavoastră, domnul Vereș Sebi. Da. Premiul constă într-o sumă consistentă de bani, este vorba de 2000 de lei. El va fi festivitatea de premiere și premierea va fi făcută de către domnul viceprimar al comunei Satul Mare. Felicitări încă o dată. Aplauze, vă rugăm, pentru locul 3. Felicitări! Bravo! Și vă mai așteptăm și la următoarele ediții. Bravo! Bravo, felicitări! Și iată că suspansul se apropie oarecum de final, dar încă nu, că mai există și un loc 2, premiat destul de consistent. În aplauzele dumneavoastră, îl invităm pe scenă pe domnul Bodnărescul Gheorghe cu carul Tornado de 4 ani, din Vatra Moldoviței, care a parcurs o distanță de 256,3 metri. În aplauzele dumneavoastră, domnul Bodnărescul Gheorghe! Bravo, felicitări! Premiul este de 3000 de lei, e un premiu frumos, zic eu,
își merită banii pentru că a avut o evoluție extraordinară în comuna noastră. Vă mulțumim mult, ați făcut cinste acestei ediții și rezultatul obținut este unul extraordinar. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și la următoarele ediții. Bravo! Ai filmat aici, domnul Cristi? Frumos. Ai și medalie, bă. Vă așteptam și la anul cu mare drag. Sile. Da. Aici cu lângă prietenul nostru, da. Iar acum, momentul mult așteptat. Locul întâi și câștigătorul primei expoziții a Târgului de Cai și Târgului de Cai din comuna Satu Mare este domnul Nichitean Cristi cu calul Vidan din marginea 7 ani, o distanță de 257,3 metri. Locul întâi, domnul Nichitean Cristi. Îi mulțumim frumos, iată că a venit și cu calul, merită, aplaudați-l, vă rog. Premiul este unul destul de consistent. Va fi mânat de tot de către viceprimarul comunei Satu Mare. Premiul este de 4.000 de ron. Își merită banii. Priviți exemplarul. A depus un efort extraordinar. Este o încântare și v-a încântat în această zi cu o probă extraordinară. Felicitări, domnul Nichitean Cristi. Meritați toate aplauzele noastre. Bravo, felicitări. Vreau să vă spun că a fost lupta între locul 1 și 2 a fost una foarte strânsă. Distanța dintre locul întâi câștigător și locul 2 a fost de doar un metru. Deci un metru a făcut ca domnul Nichitean Cristi să fie acum premiat și felicitat pe locul întâi. Doar un metru a fost. Felicitări, domnul Nichitean. Bravo! Da. Să spună și dumnealui cu ce impresie el a rămas în această zi. Vă mulțumesc frumos încă o dată. Domnul Cristi, rămas cu o impresie frumoasă. Să-i mulțumim domnului doctor că a avut răbdarea și priceperea să prezinte atât de frumos acest eveniment. Dumneavoastră, participanților și celor prezenți aici, vă dorim sănătate, vă așteptăm și în alte dăți la evenimente la fel de frumoase. Să sănătate și Doamne ajută! Mulțumim! Nu se vin. Vă aflați la camionetă. Din câte am înțeles, doriți să vă puneți în mișcare către casă. Ați avut două zile încărcate. La Baia Mare ați luat locul întâi la simplu. La dublu ce loc ați luat? La 2. Și la proba specială ați luat locul 3. Da. Aici, la Satul Mare de Suceava, concursul de cai a fost doar la simplu. Doar numai ce loc ați prins? Locul 3. Eu zic că este un loc frumos, ținând cont că au fost, ținând loc că au fost 21 de cai, cai foarte bine antrenați. Cai foarte buni. Eu mă mir că căluțul tău a prins loc între primele 3, deoarece cu el ai venit 500 de kilometri până sus în Bucovina și calul a fost și la concurs ieri, la Săcălăceni. Aici cu prietenii tăi, cu fratele tău, noi te salutăm. Îi salutăm pe toți băieții. Îi salutăm pe toți băieții de aici. Și? Sunt niște băieți excelent. Am simțit foarte bine aici, la concurs. Onorat, jos pălăria, nu pază cele de-a. Pe toți băieții de la Satu Mare, cu care concurăm. Și chiar că unii întâlnim, am zis că să stăm să bem un suc, așa e frumos, nu? Ca prieteni. Și-mi doresc să fie și la noi în Satu Mare tot mai multe concursuri și mai mari, mai mulți cai frumoși, cum au fost și astăzi aici, ne-aș dori foarte mult. Și la noi sunt foarte frumoase concursurile. Destine, îți place și la noi, nu? Maxim! Păi da, mă, și suntem legați de locul tău acolo. Cât de repede vreau să invit pe toți din toată țara. Stai așa, că până atunci mai vorbim noi. O să fac și eu. Te gândești acum, plan, așa, în proiect, da? Exact. O să vedem atunci când o să fie și o să fim siguri, atunci o să faci anunț, bine? O să faci atunci anunț, bun? Da. Sebi, până una alta, noi ne bucurăm pentru tine. Ne bucurăm și pentru băieții care au câștigat aici locul 1 și locul 2. A fost un concurs frumos, a fost un concurs bine închegat și
s-a văzut că s-a pus bază foarte tare pe cai. Trebuie să apreciem chestia asta. Și, cum ai spus tu, să fie cât de multe concursuri la satul mare, în toată țara. Toată țara, și să... să putem veni să concurăm. Așa, așa. Cu cel mai bun să câștigi. Sănătate! Thank you.